NFT-urile au ajuns și în lumea vinului. Producătorul de vin Grandma Wines a cumpărat 3 NFT-uri și vrea să pună imaginile pe etichetele sticlelor de vin. Strămoși e o colecție de imagini inspirate din folclorul românesc și este pentru ecosistemul de blockchain de la Elrond Network. Costul total de achiziție a fost de 3 monede e-gold, echivalentul la $900. În paralel, Grandma Wines a anunțat la începutul anului că vrea să mizeze pe turismul viticol și va investi circa 1 milion de euro într-un proiect cu căsuțe modulare. Subiectul a fost discutat de colegii mei de la Business Channel, Marian Olteanu, fondator Grandma Wines. Acum că ați cumpărat primele NFT-uri, vă gândiți să vă extindeți în această piață cu propriile NFT-uri? Aveți niște gânduri de a dezvolta... Fără să vrei, îți trece prin cap ideea asta. Încă ne gândim la o aplicabilitate reală a unei colecții de genul ăsta, însă deocamdată ne gândim cum să facem proiectul strămoși pe etichetele Grama cât mai bun. Cum o să atrageți clienții voi, de fapt, prin chestia asta? Comunitatea cripto și comunitatea NFT-urilor este una foarte, foarte închegată și foarte loială, iar deja în momentul în care am anunțat că ne gândim la proiectul ăsta, membrii comunității au fost foarte entuziasmați și au primit cu foarte mult entuziasm, aș putea spune, ideea.